Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi se pare că suntem la a doua zi pe luna asta, din fericire, din păcate, din orice ar fi, din seria numită Pirosind Diamante, pentru că n-avem ce altceva să facem și vom începe cu, cred că, destule chestii, pentru că pe episodul ăsta se pare că sunt mai multe. În primul rând este ruleta asta care a apărut în ziua update-ului și la care încă nu am găsit o zi în care să dau și se pare că azi e și ultima zi, deci ce noroc pe mine. După care cred că o să trecem la Lucky Royale, unde avem încă două sau trei chestii, dacă nu mă înșel. În primul rând o să mergem și pe pumne. Acum ce să fac, nu prea sunt un fan acum la forma asta și la cum arată pumnii ăștia, dar ce să zic, decât să nu iau și să mă simt după aia de parcă nu i-am luat, mai bine să iau. Și avem și ăsta care, pentru prima dată în viață, mă mir că avem așa ceva. Efectiv o ruletă în care îți pică un costum indiferent câte diamante o să dai, pentru că ghiciți ce, fiecare spin este exact același preț, adică 300 de diamante, ceea ce ajunge la un total de 1800, cred. Nu, stai că sunt, deci sunt 10 bundle-uri și dacă scăpăm de 2 o să fie 2400. Bun, deci înseamnă că avem 2400 de diamante pe care putem să le irosim din fericire. Și pe lângă asta mai este și, cred că, și tichetele la incubator, aici o să le dăm, dar știu că mai era ceva de care am spus că vreau să fac. Este așa, dacă intru la eventuri, aici e Ramadanul, aici sunt astea pe care putem să le luăm cu altă ocazie, aici e Glual, da, nu știu efectiv ce mai era, deci știu că mai era o chestie, dar nu cred că e, nu știu, cred că a expirat sau ceva. Înseamnă că doar 3 chestii sunt, adică, na, ce altceva să mai zic. Și înainte să înceapă tot acțiunea, nu uitați acolo pe butonul de like să apăsați, să fie apăsat, să fie tot ce trebuie, și butonul de subscribe, de abonare, de depinde ce limbă l-aveți, să fie și ăla apăsat. Și acum putem începe cu orice altceva este de făcut. Văd că la premii sunt din ce în ce mai slabe, adică e și o cutie, e și două cutii, este un ticket în fiecare, în fine, nu prea o să ne batem capul cu asta, o să ne batem capul cu costul 85, interesant. Mă rog, ideea este că oricum întâi o să luăm ceea ce contează și la final o să lăsăm ceea ce nu contează așa de mult. Hai să pice și 90, oare? Aproape, 75. Bă, e ceva, mă, să iei pet food de 3 ori cu 11 diamante sau un tichet cu, da, știi ceva, nu o să risc, o să iau direct bundle-ul cu 250, că după aia cine știe ce pică. Și acum, dacă ar fi să-mi iau chestii, aș lua tichetele și cred că cutiile pe arme, că astea pot să le dau la duplicat și să mai fac rost de chestii. Și la cutiile astea pe arme, ce v-am spune din start, că nimic, pentru că, ok, am văzut una cu 0, dar cred că, da, o am pe asta. Da, deci înseamnă că nu ne mai trebuie absolut nimic dintre astea. Bun, hai să începem cu următoarele spinuri, care o să fie 80, interesant, și o să luăm cu 80 de diamante, ar fi bine să luăm ceva mai scump dacă tot a picat ceva așa mai șmecher, 13 tokene, bun, 60 este mai slab, 60, o să are ticket, de ce nu, așa, 70 din nou ticket, 2, gratis, corect, așa că așa e bine. Încă 3 cutii să fie și alea luate, că ok, 15, bun, interesant. Și a picat 90, la care o să dăm skip pentru, da, pentru cutiile pe scar, că mamă, ce m-a speriat. Aparent este ceva wow dacă îți pică cutii la scar. Acum ce să zic, ei știu ce fac, știi ce fac. Și cu asta am terminat. Oare dacă 75 de diamante, dar nu prea mai ai, ar fi afacere de aici, că să dau 74 de diamante pentru 5 Free Fire token, nu prea afacere. Da, o să lăsăm așa, nu mai are rost efectiv să ne mai batem capă. Bun, acum hai să trecem la planul B și C, pentru că B-ul și C-ul sunt la Lucky Royale și ce să zic, una dintre ele știm sigur că o să pice, așa că hai să trecem la B-ul întâi, sau să-l numesc pe ăsta C, în fine, o să vedem la filmare ce o să iasă. Ideea este că sunt așa puțin între și între, pentru că nu prea, mamă, dar ce gălăgiuși sunt pumnii ăștia, pentru că nu prea sunt sigur din cât o să pice. Și ne dă și 20 de tichete pe
Pe Moca, din fericire. Da, hai să dăm bătaie în cazul ăsta. Primele 10 spinuri care o să ne dea. Bun, foarte bine, deja este un semn foarte bun că... Mamă, și acum se aud pumnii, mă. Oare dacă opresc sunetul din joc, dar nu, că după aia nu o să mai aude așa de bine. Ia dacă scot ce animație era. Oare dacă șterg chestia asta cu actualizarea o să se oprească din... Aolo, ce am făcut? Ia dacă intru acum aici. Bun, mai bine, gata, măcar tace, nu mai trebuie să ne facem griji, dar o să dăm după aia să reluăm costumul care era pe noi, acum... Ne bucurăm că nu mai ne sparge timpanul. I-a durut mâna să bage un buton ca să pot să schimb între animație și o poză, dar în fine, acum ne bate în capul cu faptul că am la pet food. Bun, foarte bine, foarte bine. Pet food este cea mai esențială chestie în tot jocul ăsta, pentru cei care nu știați ce mai e și aia face paint. Cred că da. Da, se pare că sunt foarte în vogă utile aici, ce să zic. Nu cred că are rost să spun ce facem cu astea două chestii, așa că dăm mai departe și cu astea cred că putem să facem o mică ciorbă cu ele, că altceva nu prea putem să facem. Bun, scăpăm și de ăștia, îi ducem în inventar și alte cutice tare. O să luăm și tichetele astea la incubator dacă tot stau aici. Bun, hai să îi dăm și mai departe să luăm încă o piatră și pice oare și ce să mai pice de aici? Da, chiar oare poate să pice și pumnii de aici? Aia ce, păi bă, bune, deja cam multe chestii să, în fine, hai să ne bucurăm de faptul că am luat încă un pet food la colecția aia mare și frumoasă, de mai are mult până se termină. Cred că pot să mă las toată viața și încă mai am pet food rămas, adică la modul ăla de mult mă interesează. Bun, hai să nu știu ce să mai să trecem peste spinurile astea, cred că nu știu, nu prea se vrea să pice și a treia piatră pentru niște pumni care cel mai probabil nu o să-i por niciodată, dar știi, adică decât să știu că nu am pumnii ăștia și după aia să mă uit la ei peste tot și să văd că toată lumea i-are, mai bine să iau și eu și să știu sigur că acolo, în inventarul al meu mare și frumos, este și acel lucru pe care toți l-au. Într-adevăr, foarte poetic, au picat și 10 cutii din fericire. Hai să continuăm cu 24 de zile de ore, de ce sunt ele. Se pare că sunt de căutați, însă nu putem să ne distrăm acum când știu că sunt așa de prins cu ruleta asta atât de șmecheră care ne oferă cutie, XP, mai multe cutii și iar XP. Sau în cazul meu ne pică, na, și... gold, că nu pică doar XP aici. Bun, hai cu altă cutie și încă o cutie și hai că deja gata, prea multe. Am făcut și 93 aici, mai scăpăm și din ele că sunt prea multe și mamă, dar ce curge cu șmecherii pe aici. Au picat și niște pantaloni pe care, da, nu înțeleg de ce. În fine, hai să nu mai batem capul cu asta, dăm și la astea 5 și aici avem 27 de chestii pe care oricum nu trebuie să le... Da, mulțumesc mult. Pe care oricum mai trebuie să spun ce să facem cu ele, pentru că deja știu ele ce trebuie să facă, de o ce au ajuns în inventarul meu. Încă un pet food, foarte bine, foarte bine. Cutii, cutii, cutii și iar cutii. Încă un skip ca să fie totul bine și acum pică sigur, sigur. Pică bluza, cum să nu pice bluza? Știi, cred că trebuie să iau și skin-ul ăla pe pet, că data trecută după ce am luat premiul ăla mi-a picat în următorul spin piatră, da, se pare că nu mai e cazul, spinul de astăzi nu mai e la fel. Încă una, încă două, încă 89, bun, bun, bun. Și alte chestii inutile și alte chestii inutile și stai, nu, acum întâi să așa. Și nu mai spun că este prea inutil ca să mai spun și în sfârșit a picat ceva util. Ura, ura, ce tare, ura. Acum stau și mă gândesc, oare există cineva care a dat până la ultimul premiu și după aia a dat în continuare ca să vadă dacă mai pică alte pietre? Nu știu, poate... Poate există cineva care chiar n-avea ce să facă cu banii și a zis, bă, vreau și eu să văd, poate e ziua mea norocoasă astăzi și pică mai multe pietre. Însă nu o să vreau să știu cine este, pentru că noi ne concentrăm pe ceea ce am făcut aici, adică am luat niște chestii teoretic pe care
Cred că acum putem să le și vedem, dacă tot suntem la capitolul ăsta, dăm repede la Arsenal aici și vedem că nu sunt niciun set de pumni descărcați, nu m-aș fi gândit la asta. Și încă puțin și vedem că avem, uite, avem pumni ăștia foarte, da, foarte șmecheri. Și acum să dăm și noi descărcare înapoi la ceea ce, din păcate, s-a pierdut pe drum, că am uitat că nu suntem la ceea ce trebuie. Așa mai merge, bun. Și acum, ultimul, dar nu cel din urmă lucru pe care mai rămâne să-l facem, este să vedem din ruleta asta ce putem să scoatem, pentru că... de fapt nu e așa greu. Mi se pare interesant că sunt 3 bundle-uri pe care le-am și restul pe care nu le-am văzut în viața mea. Bine, doar ăsta, cred că și, da, și faraonul ăsta l-am văzut, ăsta n-am vrut eu să-l iau. Ăsta nu cred că a fost până acum, nici ăsta, ăsta știu că a fost la ceva ce n-am vrut să dau și cu asta la fel. Bun, deci hai să scăpăm de... Cred că scăpăm de, da, de astea două costume, de Angelical, că n-o prea au ce căuta aici din moment ce sunt nu de aici. Și acum distracția să înceapă, mă gândesc că oarecare o să pice primul dintre astea, nu știu, hai să facem așa o, cum să zic, o alegere pe care sigur nu o să o aleagă jocul, nu știu, vreau întâi bundle-ul ăsta, spre exemplu, vreau să văd dacă chiar o să pice ceea ce spun eu, evident că nu, că nu-i după mine, mi-a picat faraonul drept. Primul lucru, de, acum o să mă mulțumesc și cu ăsta. Știi, acum stau și mă gândesc oare cum ar fi să pice toate și să nu pice ăsta de la Mioc. Ar fi chiar bine, că m-ar mai economisi și pe mine de 300 de diamante, că, na, ce-i drept, nu prea am unde să mai fac rost. Încă 5 costume, viața e frumoasă, încă 300 de diamante se ducă pe... A trebuit eu să le dau idei. Nu era mai bine să-mi văd de treaba mea? Ba, da, era foarte bine. Hai cu următorul spin, cu următorul. A picat chiar din, nu mai știu al câtelea spin, care din fericire a fost cu noroc slash chinion. Bun, și marea bătălie dintre ultimele 4 costume pică. Ce mai era și ăsta? Abar n-am ce, dar nu cred că o să-l port în viața mea. Bun, hai. Următorul. Aul, a picat... Ce mai e, mă, și ăsta? Ce e și cu boia în genul ăsta, Hidos, sau ce ar trebui să fie? Mă rog, hai să îi dau și la ăsta open și ultimele două costume o să pice întâi. Bun, bun, foarte, foarte bine, vedeți, se gândesc la ce trebuie. Și cu ăsta am terminat, am făcut și... Aveam bluza? Păi stai că nu înțeleg de unde aveam bluza și de ce... Da, nu știu. În fine, nu cred că mai contează acum dacă o aveam sau nu. Și cu asta ne mai rămâne un singur lucru pe care putem să-l facem, adică să scăpăm și de chestiile de la incubator, adică să, în cazul nostru, tichete, că altceva nu prea mai avem, ce altceva să mai scăpăm. Maxim să scape o piatră sau un blueprint sau ceva. Bun, mulțumesc. Cutie peste cutie, scanner și pet food, ce frumos. Bun, hai să scăpăm și de tichetul de unul singur care este acolo, care o să fie un scanner, și cu astea 5, care o să fie merge. Și acum unboxing time, zic, pentru că le avem în inventar, din fericire, 2 cutii pe Charge Buster și 3 pe cutia cu USP, am înțeles foarte bine. Mi se pare interesant că apare și 3 zile și 24 de ore, dar mi l-a luat pe amândouă la ambele care au picat. Acum, na, face parte din update, e ceva acolo care vori să fie sigur că e bine. Și același lucru și aici, bun, am terminat și cu asta și... După... Câteva mii de diamante mai târziu, suntem foarte, foarte împăcați, cu toate terminate, cu tot ce se putea luat, cel puțin pentru moment, și cu visele și speranțele încheiate. Cam aici cred că o să termin și cu episodul ăsta, pentru că nu aș fi gândit că o să avem două surprize de astea într-o lună, însă aici sunt cu două surprize într-o lună. Bine, asta depinde și de mine, dacă o să fie și episodul ăsta în aceeași lună, însă de preferat ar fi să... Îmi caut așa niște ore în care să pot să
fac o magie, dacă știți cum zic, și aici o să închei episodul. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați ca de fiecare dată să apăsați pe acel buton de like dacă v-a plăcut episodul și vreți să îl susțineți. De asemenea, nu uitați să vă abonați dacă vă place ceea ce vedeți și vreți în continuare. Și nu în ultimul rând, nu uitați să le dați un share prietenilor voștri care se joacă Free Fire și care n-au auzit de mine. Iar noi ne vedem data viitoare cu orice are de gând să oferă viitorul, pentru că în momentul de față le-a oferit cam pe toate, ce să zic. Deci ne vedem cu alte ocazii, toate cele bune, pa, pa!